Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la emisiunea Un Bun, emisiune în care încercăm să vorbim, să discutăm despre evenimente trecute și să facem paralela cu evenimentele prezente. Am spus că vom ține emisiuni cu teme istorice până pe 1 decembrie, pentru că anul acesta este an centenar. Sărbătorim 100 de ani de când toate provinciile românești s-au adunat la patria mamă, la România. Nu pentru mult timp a fost România mare, după cum știm și o să mai vorbim despre această istorie a noastră. Basarabia, Bucovina de Nord, sudul Basarabiei, Cadrelaterul încă nu sunt la România. Au fost, dar nu sunt. Emisiunea trecută am vorbit despre școala ardeleană, o perioadă importantă a istoriei României. Astăzi voi încerca să vorbesc despre Revoluția Pașoptistă, să o leg un pic de Revoluția Pașoptistă europeană. Revoluția Pașoptistă pe teritoriul României a avut diferite etape și diferite forme de manifestare în funcție de provincia românească unde a fost Revoluția. Revoluțiile pașoptiste reprezintă pentru toată Europa o revoltă a popoarelor și o modalitate de exprimare a națiunii, a ideii de națiune, de eliberare. Dacă au pornit din apusul Europei, din februarie-martie 1848, din zonele cele mai abundente în burghezie, în clasă socială a industriei, nu conta că e clasa socială conducătoare, că acea clasă socială care avea o altă formă de exploatare a pământului și a capitalului și nu numai forma de exploatare agricolă, cum o știm veche din Evul Mediu, cultivarea pământului și exploatarea lui, ci și o formă modernă de exploatare a utilajului. Pentru prima oară, după Revoluția Industrială, în care Anglia a fost locomotiva Revoluției Industriale în lume, toate celelalte țări, mai ales cu cât erau mai aproape de Atlantic, cum ar fi Franța, Germania, Danemarca, poate chiar țările italiene, că Italia atunci nu era o Italie unită, au simțit nevoia de emancipare. Feudalismul se terminase, revoluțiile engleză, americană, franceză au adus în lume ideile iluministe, idei de egalitate, de fraternitate, de libertate, de educare a tuturor oamenilor. Iluminiștii aveau ca deziderat dreptul la educație a tuturor. Toți să cunoască, să citească, să se dezvolte singuri prin educație și prin stat. Statul să asigure o educație tuturor cetățenilor lui, tuturor locuitorilor lui, indiferent de clasa socială. Și am vorbit că în Franța, de exemplu, Revoluția Pașoptistă a avut un caracter. În Imperiul Habsburgic, Revoluția Pașoptistă a avut alt caracter, un caracter mai național. De ce? Pentru că dacă Franța era a francezilor,
și ei au vrut să-și arate o manifestare de libertate și egalitate între clasele sociale din Franța. Burghezia încerca să elimine nobilimea din punct de vedere a clasei conducătoare, iar apoi, trăgând după ea clasa proletară, să o spunem așa, adică cei care lucrau pentru burghezi, doreau și ei o emancipare, în zonele răsăritene ale continentului, emanciparea însemna, de exemplu, pentru românii din Transilvania, însemna să fie recunoscut ca român, nu să fie tolerat ca român, să aibă posibilitatea să aibă o reprezentare în dietă, să îi se asculte cuvântul, să aibă libertatea cuvântului, să aibă libertatea de a învăța în limba lui. Și asta nu numai pentru români, pentru toți cei care erau, de exemplu, sub autoritatea Imperiului Habsburgic. Imperiul Habsburgic era un imperiu în centrul Europei, spre estul Europei, în care clasa funcționarului era germană, asupra mai multor nații, italieni, români, croați, cehi, sloveni, slovaci, unguri. Polonezi, păi pe toți ăștia îi încorseta o funcționărime germană. Plus că dualismul, la un moment dat, dar asta dualismul a fost mai târziu de 48, plus că în partea unde Ungaria dorea o emancipare, ea dorea o emancipare spre supunerea celorlalți. De aceea, revoluțiile de la 48 au avut caractere diferite, dar un numitor comun. Libertate, egalitate, fraternitate au sărit din piepturile tuturor locuitorilor Europei. Că a fost rostit acest deziderat în germană, că a fost rostit în franceză, că a fost rostit în italiană, că a fost rostit în română, că a fost rostit în poloneză sau în maghiară, fiecare a avut ideea lui de națiune. Iar poporul dorea să aibă țara lui. Italianul dorea dezrobirea de sub austrieci, de sub francezi, de sub total altă autoritate care îl stăpânea și crearea unei Italii unite. Francezul dorea emanciparea lui și să fie Franța. Germanul dorea un imperiu german, o conștiință, o putere germană, un Reich. Dezideratul revoluției în Germania a fost preluat apoi de un cancelar, mai târziu Otto von Bismarck, care a creat la un moment dat Imperiul German. După câștigarea războiului dintre Prusia și Franța, mai târziu, asta vorbim de 1870-71, dar la 1848 toată Europa, și putem spune și nu numai Europa, ci și zonele coloniale unde stăpânea Europa. De exemplu, America de Sud, cu Simon Bolivar și cu emanciparea coloniilor spaniole și portugheze din America de Sud. Numai acea luptă de libertate a celor popoare, colonii spaniole sau portugheze, ce luptă au dus ele
ca să fie recunoscute, să dea jos jugul spaniol și jugul portughez și să se unească cumva în lupta lor de afirmare. Deci, Revoluția de la 48 a plecat din Occidentul European. Apoi s-a extins de-a lungul anului 48 și chiar o bună parte din anul 49 până în răsăritul Europei. Cu cât era mai puțină clasă burgheză în societate, cu atât Revoluția a avut un scop mai național și mai de dezrobire a iubăgimii de pe plantații, de pe pământurile nobililor. Dacă în Franța se dorea o schimbare a puterii cumva între clase sociale, în Rusia se dorea altceva. Se dorea eliberarea iobagilor. În România nu putem vorbi de România, în zona unde este România, pentru că era în Moldova, în Țara Românească sau în Transilvania, se doreau și emancipare națională de sub suzeranitate străină, de exemplu de sub suzeranitatea turcească și protectoratul rusesc, sau în partea transilvaniană de sub puterea habsburgică, sau la Cernăuți sau Banatul, erau sub puterea habsburgică, dar și în proprietărirea țăranilor și noi drepturi și noi dorințe de afirmare asupra micii boierii, un pic mai liberală și care dorea să se afirme din punct de vedere politic față de vechea boierime. În Moldova, Revoluția începe pe 27 martie 1848. La hotelul Pittsburgh din Iași se face o adunare, se strâng boieri cu mai tineri, cu vederi liberale, intelectuali, progresiști. Printre ei făceau parte renumiții Vasile Alexandrii, Alexandru Ioan Cuza, Epureanu, strâng și vreo 1000 de oameni din toate mediile sociale, se strâng pe stradă, se editează o petiție pe care o vor duce domnitorului, o petiție în 35 de puncte, vedeți, foarte multe puncte. Cu cât Revoluția a avut un eșec mai mare, cu atâta multe puncte erau pe hârtie. 35 de puncte. Petițiune, proclamațiune se numea. A avut un caracter moderat, nu a cerut foarte mult, din unul, două puncte de acolo reprezentau și respectarea regulamentelor organice, cele impuse de ruși, pentru că Moldova și Țara Românească erau țări sub suzeranitate otomană și protectorat rusesc în urma războiului ruso-turc. Domnitorul Mihail Sturza închide pe o parte din revoluționari, nu ia în seamă petiția. Cuza cu Alexandricu, cu Gogălnicianu se retrag în Basarabia. Basarabia deja era luată în 1812 de către ruși. Alții fug la Brașov, unde pe 12 mai editează iarăși o platformă numită Principiile noastre pentru reformarea patriei. Și cereau desființarea privilegiilor boierești în proprietăria țăranilor, fără răscumpărare,
deja caracterul moderat ăla, Molcom, de la Iași, nu mai era. Era un pic mai călit în foc. Pe 20 mai, în Bucovina, la Cernăuți, Cogălnicianu redactează din nou un program Dorințele Partidei Naționale din Moldova. Era așa o înfrățire între Cernăuți și Iași. Dar vreau să vă spun că Revoluția Pașoptistă din Moldova a murit în fașă. Deci a fost înfrântă de la început. Nu a avut așa o vâlvătaie. S-au redactat proclamații, petițiuni, petiții, programe și cam atât. În Țara Românească, altă efuziune. În Țara Românească, pe 10 mai, se strânge un comitet revoluționar. Intelectual, tot așa, plus boieri cu viziuni liberale, din care Nicolae Bălcescu, putem aminti, s-a făcut și o comisie executivă. În acea comisie executivă faceau parte Nicolae Bălcescu, Golescu și Ionghica. Pe Ionghica l-au trimis la Constantinopol cu programul Revoluției să-l prezinte sultanului și să ceară să accepte acel program revoluționar în schimbul recunoașterii suzeranității turcești. Un punct foarte puternic de pe din programul Revoluției din Țara Românească o reprezenta eliberarea clăcașilor și împroprietărirea lor prin despăgubire de data, adică să cumpere pământul pe care îl primeau. Pe 9 iunie la Islaz, deci din mai până peste o lună, pe 9 iunie la Islaz s-a citit o proclamație. Proclamația de la Islaz, unde s-a strâns popor mult, unde au fost prezenți Cristian Tell, au citit această proclamație în 22 de puncte de data asta, nu în 36 cum a fost la moldoveni, mai puține, dar mai concise. Ion Eliade Rădulescu, Cristian Tell, Ștefan Golescu au citit proclamația de la Islaz. Pe 7 iunie s-a format un guvern provizoriu, pe 11 iunie Revoluția intră triumfătoare în București, îi se prezintă proclamația să o semneze domnitorul. Domnitor în Moldova a fost Sturza, dar în Țara Românească era Bibescu, Gheorghe Bibescu, un alt fel de om decât Sturza. Sturza a fost un pic mai dârz, în asta de vorbă cu revoluționare. Gheorghe Bibescu, forțat cumva, a semnat programul revoluționar. A semnat programul revoluționar, numai că dându-și seama imediat că este cam tăia craca de sub picioare și a făcut un rău cu mâna lui semnând acel program revoluționar, abdică și fuge imediat la Brașov. Ce se dorea prin proclamația de la Islaz? Autonomie legislativă și administrativă. Convocarea unei adunări constituante care să formeze, să facă o constituție a țării. Egalitate politică, eliberarea clăcașilor. Revoluționarii înțeleg că guvernul nu pot duce mai departe programul Revoluției dacă nu se bazează bine pe cele două clase
sociale, boierii mea și țărănii mea. Ce au pus ei pe hârtie au fost programe politice în care au încercat înfăptuirea unor reforme pentru noua clasă politică, acea boierime mică, liberală, care dorea să acceadă la putere. Țărănimea a fost cam exclusă din Revoluție. Pentru că tocmai revoluționarii, aceia pe care i-am auzit că am spus, că i-am rostit mai înainte, erau mici boieri. Prea înțelegeau starea de spirit a țărănimii. Trebuia făcută o reformă agrară în amănunt. Și Golescu chiar avea un program mai, unul din revoluționari avea un program un pic mai dur, mai acceptabil și pentru țărănime, în sensul că boierimea trebuia să renunțe la o parte din moșii. Cam mai bine de 9 pogoane de pământ trebuiau date. Boierimii se dădea posibilitatea să fie scris într-o carte de aur, că au cedat. Bine, bine, dar nimic răscumpărare. Iar pogoanele acelea de pământ, cumva să fie date, boierimea să renunțe la o parte din moșii, acele pogoane de pământ la care renunțau boierii trebuiau să fie date pentru împroprietărirea clăcașilor, pentru împroprietărirea țăranilor care au rămas fără pământ. Golescu dorea această reformă. Bălcescu era foarte apropiat de popor și iubit de popor. Ghica era foarte practic și foarte... vorbeam de comisia executivă formată din Bălcescu, Golescu și Ghica. Ghica era foarte practic, foarte bun negociator și un om foarte bun pentru, eficient pentru revoluție. Numai că programul acesta revoluției nu era favorabil nici pentru poartă, nici poarta otomană nu dorea emanciparea românilor, dar ce să vezi, nici Imperiul Țarist nu dorea o extindere a puterii lui într-o formă pe care nu o înțelegea, într-o formă în care și lui i-ar fi dus pe teritoriul lui dezavantaje, pentru că dacă, să spunem, ar fi sprijinit Imperiul Țarist revoluțiile din țările române, ar fi fost în dezavantajul porții, într-adevăr. Ar fi scos de sub suzeranitate otomană cele două principate. Dar ar fi exportat legalitate, fraternitate, libertate și pe teritoriul rusesc, pe teritoriul guberniilor, pe teritoriul unde tot așa era un mare decalaj între clasa dominantă și iobăgimea legată de glie. Ori credeți că astăzi, de ce s-a format Maidanul în Ucraina? Credeți pe Putin că se gândește la URSS, la bla bla, la blu blu, la faptul că NATO e dușman? NATO este dușman pentru că prezintă o altă formă de organizare a lumii, în care țările aliate au formă de guvernământ democrația și statul de drept. Statul de drept și democrația în țările Europei răsăritene astăzi, scoase într-un fel proaspăt la nivelul istoriei, 30 de ani e puțin pentru istorie, scoase proaspăt din autocrația comunistă, din dictatura comunistă,
Fiecare stat din răsăritul Europei a avut o dictatură comunistă mai moale sau mai dură. La noi a fost cea mai crâncenă, la Ceaușescu. Credeți că noi avem modele acum de democrație și de stat de drept? Uitați-vă ce avem. Nu avem acel model de stat de drept cum era în România interbelică, de exemplu, în România în care era monarhia constituțională a lui Ferdinand sau a lui Carol I sau al, nici măcar al lui Carol al II-lea, al lui Mihai, poftim. Credeți că dacă după Revoluție se instaura din nou monarhia în România, am fi avut acest parcurs istoric pe care îl avem astăzi? Păi nu cred că l-am fi avut. Ar fi fost altfel de modele ale societății de urmat și cu adevărat niște modele de democrație erau și partidele și exponatele și oamenii, liderii partidelor, cei expuși mediei, în media, cei ce apar pe televizor mereu, ar fi fost altfel de lideri. Uitați-vă la ce criză politică o au partidele în România. O criză identitară, o criză de lideri. De ce? Pentru că toți după Revoluție au umblat cu japcă. Au uitat de degetul opozabil și au intrat în balul public până la cot, până la brâu, până la umăr. Și acum pe cine să-l ai ca model? Pe cine? Pe Iliescu nu poți să-l ai ca model. Pe Năstase ca model? Nu. Pe Dragnea ca model? Nu. Pe Băsescu ca model? Nu. Păi pe cine poți să-l ai? Nici măcar pe cei care se dau modele. Eu știu, Orban de la PNL, ce model? Nu ai niciun model, mai ales în clasa politică mai veche. USR-ul vine acum cu ceva, un model mai nou, mai de tânăr, mai de... Să vedem cu ce program de guvernare vine, că doar așa, pentru că sunt noi. Deci cam așa era și pe vremea respectivă. Se dorea schimbarea, dar o putere de lângă noi, puterea rusă, nu dorea exportul de naționalism atunci și de democrație acum pe teritoriul ei, pentru că îi face probleme țarului. Țarul stăpânea o mână de boieri, care acea mână de boieri stăpânea toată Rusia. O Rusie plină de iobagi. Libertatea iobagului era să fie în armata țaristă. Se duceau să lupte pentru țar. Că îi plătea țarul cu câteva monezi, câteva ruble de aur pe an. Ivan Turbin, că citiți-l. Și o să vedeți cum. Și mai degrabă decât să fie legat pe moșia boierului, o veșnicie, toată viața, mai degrabă era un pic soldat pentru țar. Și după aceea mai venea el cu niște bănuți și își cumpăra el un pământ, dacă și-l mai cumpărea, dacă nu-i bea, și se ducea dincolo. Nu era un model de eliberare socială, de emancipare socială, nu era favorabil acel model, nu era favorabil puterii țariste. De aceea, puterea țaristă, cât a fost ea cu eliberarea popoarelor creștine de sub tutela și de sub suzeranitatea Imperiului Otoman, de fapt, nu dorea eliberarea popoarelor creștine din Balcani și din răsăritul Europei, ci dorea cucerirea popoarelor creștine și intrarea în sfera ei de influență pentru a le subjuga. Simplu. Și astăzi. Astăzi, credeți că Rusia vrea o destabilizare a zonei. Vrea o destabilizare a zonei în favoarea proprie. În favoarea ei. Pentru că unde a fost rusul, n-a construit nimic. Noi, în perioada comunistă,
am construit făcând un pact cu occidentalii. Ne-am îndatorat la FMI, la Banca Mondială și ne-am făcut, uite, mărcile de mașină pe care ne-am făcut noi în România nu au fost model Lada rusesc. Nu, au fost model Renault sau Fiat. Aro era un model de Fiat sau o mașină oricum de teren italiană. Dacia era un model de mașină franțuzească. All Seat era de la Citroën, alt model de mașină franțuzească. Combinatele petrochimice erau luate, furate sau ceva în genul ăsta, model din Republica Federală Germană, nu din Republica Democrată Germană, din RFG, din partea capitalistă a Germaniei. Diamantele industriale le-am luat de la suedezi. Noi produceam de toate, cu patente furate sau cumpărate. Cum am reușit noi să le facem atunci? Dar tot ceea ce am produs în comunismul nostru, le-am produs nu cu patent rusesc. Rușii ar fi vrut să fie România o țară agrară și atât. Am făcut paralela între puterile sub care noi eram. Asta a fost anul 48. Revoluția din Țara Românească a murit în momentul în care a intrat trupa țaristă pe teritoriul Moldovei și apoi imediat pe teritoriul Munteniei. Pe dealul Spirii, pe 13 septembrie, Pavel Zăgănescu, comandantul pompierilor din dealul Spirii, se luptă cu Fuad Pașa, cu otomanii. Bineînțeles, a fost o luptă pe care am pierdut-o din start. Nici n-au fost dotați acei pompieri cu armament ca să reziste unei trupe de invazie otomană. La trupa de invazie otomană a fost la cererea Rusiei. Dacă la început a fost Suliman Pașa, trimis, a debarcat la Giurgiu, fiind mai împăciuitor, intra în discuții cu și în negocieri cu revoluționare, la cererea rusă s-a schimbat comandantul trupelor otomane și a fost pus Fuad Pașa, un tip așa mai, care din prima a avut misiunea să reprime revoluția. Și revoluția în 15 septembrie, când au intrat trupele rusești în Muntenia, revoluția română din Țara Românească a luat sfârșit. Acestea fiind spuse, dragii mei, hai să luăm puțină pauză din publicitate. Pauză, te rog. PVC Tomplast. Ai trei motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac, țac. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban.
De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu Macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Apa Vital are grijă de apa din municipiul Pașcani. De acum și orașul Pașcani va avea servicii de furnizare a apei la nivel european. Pentru a beneficia de serviciile Apa Vital, formați asociații de locatari în blocuri și încheiați noile contracte prin asociațiile de locatari sau individual dacă nu locuiți la bloc. Informații la telefon 0232 969 sau pe site-ul Apa Vital. Apa Vital este parte din viața orașului Pașcani. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Am vorbit despre Revoluția Pașoptistă din Moldova și din Țara Românească. A fost o revoluție în care dezideratele au fost astea, următoarele. Eliberarea de sub jugul străin, otoman și rus, în cazul Moldovei și a Țării Românești și Habsburgic, în cazul Transilvaniei, și undeva un deziderat superior, mai îndepărtat, dar imediat de sub, după ce ne eliberam de sub jugul străin, dezideratul suprem era înfăptuirea unei Românii prin unirea tuturor provinciilor românești. Vom vorbi mâine despre Transilvania. Nu l-am vorbit azi pentru că Revoluția Pașoptistă nu se poate vorbi într-o jumătate de oră. Iar Transilvania are un specific aparte. Acolo a fost și o luptă națională între două revoluții, cea maghiară și cea română. În loc să se alieze și să lupte împotriva dușmanului comun, acolo cele două revoluții, din cauza unei opacități a unor revoluționari maghiari, care nu vreau să recunoască celelalte națiuni, au făcut ca să se piardă idealurile Revoluției și să piardă revoluțiile, efectiv. Revoluțiile de la 48 în toată Europa și mai ales în zona noastră românească au fost înfrânte, e adevărat. Dar idealurile lor au rămas în sufletul fiecărui român. Iar generațiile ce au urmat au dus la înfăptuirea dezideratelor românești. Unire, independență, mare unire, unirea tuturor provinciilor. Acestea au fost idealurile acelor generații. Stau și mă gândesc, idealurile noastre care sunt? Să ne cumpărăm BMW? Să cumpărăm, să plecăm peste hotare, că aici nu se mai poate trăi, astea sunt idealurile noastre de azi, sau idealurile noastre de azi sunt care să ne înfăptim o țară frumoasă și să fie a noastră, chiar dacă facem parte din Uniunea Europeană, mai ales că facem parte din Uniunea Europeană și avem posibilitatea ca în interiorul acestei Uniuni să fim noi cei mai buni. Că avem și fonduri, și model, și apărare comună. Avem. Să ne folosim de ele. Înțelepciune ne trebuie. În schimb, de asta să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea. Și nu a românului de pe urmă. Adică nu după ce s-a întâmplat rău să căpătăm înțelepciunea, ci înainte de s-a întâmplat ceva să căpătăm înțelepciunea pentru a evita răul. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!